ca fiind un interviu eveniment și nu mă joc cu vorbele, chiar așa și este. Profesorul dr. Adrian Străinu Cercel, un om care de aproape 3 decenii coordonează activitatea Institutului Balș din București, a acceptat să discute câteva minute pentru voi, în primul rând, pe 2 teme extrem de importante. Prima. În primul rând vreau să-l vedem pe domnul profesor. Bună ziua, domnule profesor! Bună ziua și bine v-am regăsit! Mă bucur să vă văd sănătos și fără mască, doamne, doamne! Mă bucur să vă văd sănătos și fără mască! În Skype! Da, Skype! Da, corect! Domnule profesor, așa cum am convenit, o să vă provoc la un dialog. Atenție mare, sunați-vă prietenii, vecinii și rudele. Nu e nevoie să spun nimănui de acasă că omul din imagine este una dintre cele mai autorizate voci ale României, nu doar din martie anul trecut până azi, la vreme de pandemie, ci și înainte, 25 de ani, cât a condus Institutul de Boli absolut ieșite din comun, tropicale, de virus, nenorociți. Mă rog, a condus Institutul Balș. Domnul profesor, direct vă întreb. Cum este posibil, o să vedem și știrile în timp ce vorbesc cu dumneavoastră, o să apară seria de știri, cum e posibil ca panica să se instaleze în sistemul medical din Regatul Unit sau din Olanda, în contextul în care foarte multe persoane, medici sau personal auxiliar, sunt deja infectați cu COVID, varianta Delta, deși sunt vaccinați complet? Da, cred că aici noi trebuie să împărțim puțin apele, pentru că se vorbește de vaccinare și se vorbește de infecții. E bine de spus încă de la început că vaccinul ne protejează pe noi pe dinăuntru și nu la nivelul mucoaselor. Avem 2 tipuri diferite de apărare. La nivelul mucoaselor ne apărăm cu niște anticorpi de tip imunoglobulină A, iar în interiorul nostru ne apărăm cu niște anticorpi de tip imunoglobulină G. Diferența este foarte mare între ele. Ca atare, vaccinul, când îl facem, generează în interiorul nostru apariția acestui tip de anticorp de tip imunoglobulină G și nu are legătură cu imunoglobulina A, care e cu totul altceva. Deci, vaccinul ne protejează pe noi să nu facem forme de boală, dar în același timp nu ne protejează dacă renunțăm la mască, dacă renunțăm la măsurile de igienă personală, etc. Și atunci este posibil ca la nivelul mucoasei nazale să ne infectăm cu acest nou virus sau cu același virus, dar cu siguranță nu vom dezvolta forme severe de boală sau alte minunății. Întrebare, domnule profesor. Separate. Întrebare în continuare a ceea ce ne-ați informat. O persoană vaccinată cu ambele doze de vaccin, adică vaccinată complet sau la Johnson & Johnson cu singura doză, ca așa e rețeta, și care în mucoase, cum spuneți dumneavoastră, se depistează că are COVID Delta, să zicem. El poate să-l dea... Nu are COVID. COVID înseamnă boală. Are prezența virusului la nivelul mucoasei, care nu înseamnă boală. Este purtător de virus. Purtător, dar este și dădător de virus altuia care nevaccinat fiind face boala? Și transmițător. Cel care nu e vaccinat și ia virusul și face boala. De-aia trebuie să ne vaccinăm, de-aia trebuie să înțelegem că acest vaccin este o mană cerească pentru noi. Dacă nu înțelegem acest lucru, atunci să ne mirăm că ni se întâmplă. Bun. Domnule profesor, nu știu câte cadre medicale, medici, specialiști și personal auxiliar, asistente, brancardier, conduceți și coordonați în colectivul minunat de la Balș. Dar vă întreb așa. 4. Poftim? 1204. 1204, wow! Domnul profesor Cercel, toți sunt vaccinați. Presupunem că sunt toți 100% vaccinați cu complet. Adică 2 doze sau la Johnson & Johnson 1 doză. Bun. Ei pot face... Pot fi purtători de variantă Delta, cu care, variantă pot intra necontrolați în Institutul Balș. De ce? Pentru că fiind vaccinați, nu-i mai controlează nimeni. Și o pot da unui pacient intrat în Institutul Balș, dar care nefiind vaccinat, ia virusul și face boala. Am făcut o teorie greșită sau e utopică sau e bună? Teoretic, da, dacă nu am fi unitate de tip COVID.
La noi vin numai pacienți care sunt deja infectați. Practic, nu avem noi ce să le dăm lor, ei au ce să le dea nouă. Ei vin cu COVID-ul la pachet. Da. Dar acum, haideți să extrapolăm, domnul Cerceu, haideți să extrapolăm întrebarea la unitățile non-COVID, la spitalele care nu sunt COVID. Așa este cum spuneți dumneavoastră. În unitățile spitalice se pot transmite virusurile de la persoanele de tip medical la pacienții care sunt non-COVID și au altă patologie dacă nu se respectă regulile uzuale de protecție. Noi vorbim în momentul de echipamente de protecție personală și în instituție puțin la noi se poartă mască de dimineață și până seara. Și masca acoperă gura și nasul. Este un element deosebit de important pentru că lumea a înțeles că dacă ne-am vaccinat renunțăm la mască. Ok, reprezintă posibil un impediment această mască, dar ea este cea care ne protejează și am mai spus și cu alte ocazii, este cea care face diferența între îmbolnăvire, forme severe de boală și, Doamne ferește, moarte. Nu acum, dar pe finalul interviului o să-l rog mult, o să-l rog cu tot dragul și cu tot respectul pe profesorul Cercel să ne spună părerea domniei sale și a echipei de la Balș despre nenorocitul ăsta de val 4 despre care tot se vorbește, când se estimează, care va fi înălțimea tsunamiului ăsta, dacă va exista, dar nu acum. Acum vreau să facem altceva, doar am prefațat ca să știți că va veni și momentul poate cel mai așteptat de voi. Nu știu dacă ăla ar trebui să fie cel mai așteptat răspunsul profesorului Cercel la această provocare, valul 4, varianta asta nenorocită, asta de Delta și așa mai departe în România. Acum vreau doar, dăm și mie știrea nouă, Paule, în video LED. Eu vreau să vă întreb așa înainte, ca să prefacem știrea. Ați colaborat și colaborați impecabil nu doar cu institute și echipe similare din România și din Europa și Statele Unite, ci și din Israel, din ce știu eu, din biografia lui Balș. Mai puțin din Israel, dar din alte zone, da. În Israel, în echipa medicală de acolo aveți încredere? Este o echipă solidă, cercetători valoroși? Oh, categorii. Dar peste tot sunt cercetători valoroși, inclusiv în România. Foarte tare. Bineînțeles că în România unul dintre ei este în direct la emisiunea mea și mă bucur. Uitați-vă și ne face declarație? Domnul prefect, ne oprim un pic, domnule profesor, și venim la dumneavoastră. Declarația ale prefectului Capitalei. Cerut de la sectorul 1 concret. Sunt niște lămuriri suplimentare pe analiza de risc pe care dumneavoastră au făcut-o și pe hotărârea în sine. Ce spuneți de la Agenția de Mediu și Garda de Mediu în concrete transmise prefecturi? Ce spune mai exact? Garda de Mediu a transmis acțiunile pe care dumnealor le-au făcut, faptul că au sesizat și dumnealor problema care există la nivelul Bucureștiului și în special la nivelul sectorului 1 privind gestionarea deșeurilor, amenziile pe care le-au aplicat până acum, pe care probabil că le știți, și că au situația în monitorizare continuă și că este o situație care trebuie monitorizată atent. Deci recomandă, practic, vreuna dintre aceste instituții, instituția? Nu este treaba dumneavoastră să recomande. Ei ne spun care este situația de fapt. Decizia o ia Consiliul Local pentru Situații de Urgență cu aprobarea instituției prefecturii. Până în acest moment există semnale de o posibilă stare de alertă în sectorul 1, din ce ați primit până acum? Există semnale, având în vedere analiza pe care sectorul 1 a făcut-o și pe care a prezentat-o și hotărârea pe care dumneavoastră a luat-o, sigur că e un semnal puternic acesta. Se va întâmpla dacă se declară starea de alertă, va putea primăria sectorului 1 să încheie un contract direct cu un alt prestator de servicii timp de 30 de zile? Va putea să ia toate măsurile necesare pentru îndepărtarea pericolului și anume îndepărtarea gunoilor care există acum pe raza sectorului 1. Aceste măsuri se numără și încheierea unor contracte, atribuirea lor fără licitație? Trebuie respectată legislația privind achizițiile publice. Acolo există o serie de reglementări privind achiziționarea în sistem de urgență. Deci, în continuare se respectă, nu fără respectare. Legislația trebuie respectată în continuare. Adică vorbim de o licitație în continuare? Vorbim de același parcurs? Nu o să vă pot spune exact care sunt toate prevederile din legislația din domeniul achizițiilor. Dar există niște situații particulare prevăzute în acea legislație. Dacă după aceste 30 de zile situația rămâne aceeași, ce se întâmplă în continuare?
dacă după 30 de zile situația rămâne aceeași, înseamnă că măsurile care au fost dispuse nu au fost eficiente și atunci e clar că nu mai trebuie continuat în acest fel. Fie pe durata celor 30 de zile se constată că trebuie alte măsuri și atunci se revine, dar oricum, aceasta este o măsură excepțională de care nu trebuie abuzată în niciun fel. Dacă vom lua această decizie, cu siguranță va fi pe o perioadă strict limitată. Și din primăria sectorului 1 v-au spus când ar putea trimite aceste lămuriri? V-au promis astăzi, mâine? Astăzi, în cursul zilei de astăzi. Mulțumim. Ne-am întors în emisiune. Nu există momente mai nefericite decât cele ca acestea. Colegii mei, reporteri de teren, se duc, discută cu prefectul capitalei. Dacă voi credeți că a spus vreo vorbă care să reprezinte o știre, domnul prefect, noi sperăm ca gazetari că vine în fața microfoanelor televiziunilor naționale de știri, bă, cu o veste, cu ceva. Ascultați-l pe domnul prefect și ca dânsul milioane. Oameni care opresc emisia unor televiziuni naționale de știri ca să spună nimic. Bine, datele, domnule, atenție mare, domnule profesor Adrian Străinu Cercel. Datele din Israel arată că imunitatea naturală este de 7 ori mai puternică decât cea oferită de vaccinurile anticovid. Este ultimul rezultat cald, miroase a, cum să zic, a proaspăt această informație, domnule Cercel, fapt pentru care vin și vă întreb. Cât adevăr sau cât fake news este în ceea ce experții izraelieni au dat publicității? Din păcate nu am văzut datele științifice pe baza cărora s-a făcut o asemenea afirmație. Din foarte multe date care sunt publicate în literatura de specialitate până în momentul de față, apare evident faptul că după imunizarea naturală, adică după trecerea prin boală, titrul acestor anticorpi începe să scadă destul de repede. Motiv pentru care s-a trecut la cealaltă variantă, și anume de vaccinare a persoanelor care au trecut prin boală, tocmai pentru a consolida răspunsul de apărare al organismului. Este de văzut, pentru că aici vorbim deja de titluri de anticorpi și aceste titluri de anticorpi trebuie comparate. Însă, în momentul când organismul trece prin boală, el face o serie de anticorpi paraziți, ca să spun așa, care nu-i folosesc la nimic. Adică muncește pe sistemul de economie în zadar. Pentru că organismul trebuie să disece acel virus, să identifice care este componenta față de care anticorpii pe care o să-i facă o să ne protejeze și așa ajunge într-un final să facă acei anticorpi neutralizanți care sunt împotriva proteinei spike. În timp ce vaccinul, cel puțin cele bazate pe ARN mesager, dau mură în gură organismului ce au de făcut, în așa fel încât acea celulă foarte interesantă, care se cheamă macrofag și care practic reprezintă sistemul de securitate internă, fabrică imediat și pune la dispoziția limfocitelor de modalitatea de a sintetiza anticorpi neutralizanți fără să mai piardă vremea. Așa că jocul ăsta este destul de interesant de evaluat. Am înțeles. Următoarea întrebare. Opinia colectivului de la Balș și a dumneavoastră personal este că vom scăpa vreodată de secvența asta alarmantă și, bă, băiete, dădătoare de dureri de cap pentru orice om normal. De gamma, delta, epsilon, nu știu care. Adică nu treci bine de un an și deja experții britanici, ăia sunt primii, stați, bă, cu delta, că e copil, e pistol cu apă, a venit sigma, se pregătește el la încălzire și a pus tricou și gamma și, domnul profesor, mai vreodată această generație a mea și a dumneavoastră, nu mă refer la ăștia mici, că ăștia mici au un viitor impredictibil. Noi mai scăpăm vreodată de nenorocirea asta de COVID în orice variantă de mutant ar fi? Răspunsul este da, pentru că anticorpii neutralizanți acoperă o plajă foarte mare de mutante și vedeți că și vaccinurile pe care le folosim în momentul de față s-a demonstrat cât se poate de clar, prin teste evident la nivel cât se poate de adânc făcute, că ne protejează și ca atare nu ar trebui să fie aici o problemă. Însă,
este foarte evident că poate să apară și o altă mutantă care să scape tuturor acestor anticorpi pe care fabricăm noi și aceștia să nu mai fie de utilitate și să trebuiască să găsim un alt vaccin și tot așa. Ce este cert în momentul de față este că după ce vom ieși din pandemie, că vom ieși din pandemie, așa, prin 2023 spre 2024, virusul acesta va rămâne un virus endemic în populații, astfel încât el va genera mici focare de infecție pe aici, pe acolo, acolo unde nu se respectă regulile de igienă și de acolo ar putea să mai apară eventual un risc de o altă mutantă care să pună probleme. Foarte corectă întrebarea, foarte corectă întrebarea domnului Filimon, producătorul emisiunii, prin cască vă transmit, adică prin eu sunt purtătorul de vorbe. Vă întreb așa, domnul profesor, va deveni precum gripa sezonieră, adică vom ști, cum știm de gripă, de cel puțin două decenii încoa, vaccinare la antigripalul în fiecare an, așa vom ajunge și cu nemernicul ăsta de COVID? E prematur să spunem în momentul de față, până când această pandemie nu și-a jucat ultima carte. Iar ultima carte se traduce în valuri de tip epidemic. Este foarte interesant că lumea nu a înțeles de ce vorbim noi de pandemie. Și nu a înțeles că această pandemie reprezintă un agent infecțios care înconjură tot globul și nu e nimeni ferit de această infecție. Motiv pentru care noi vedem cât se poate de clar că lumea începe să se relaxeze cu voie sau fără voie, mai mult cu voie, ceea ce nu este tocmai ok. Eu cred că ar trebui să fim mult mai precauți când vorbim de o pandemie și să punem medicii sau, mă rog, specialiștii care se pricep la managementul unei pandemii la lucruri. Eu văd că cel puțin la noi se lucrează cu Ministerul de Interne. Mesajele vin nu doar prin cască din regie, vin și pe telefon, cât de vechi și sărăcăcios ar fi telefonul meu, funcționează bine. Vă întreabă lumea așa, întreabă-l Tudore, a scăpat-o sau ne-a dat știrea? De ce 2023, că la asta se referă, de ce 2023-2024 este perioada în care estimați că vom scăpa, vom ieși din pandemie? Pentru că este o știre de primă pagină, spun eu. N-am scăpat-o, este o realitate, pentru că pandemia are anumite cicluri. Cei care au făcut boli infecțioase la origine știu ce înseamnă pandemie, știu cam în cât timp e parcursul unei pandemii, cam care sunt etapele de trecere, cam care e dinamica unei pandemii, deci nu este ceva mai pomenit. Dacă ești curios, iei creionul, pui pe hârtie și începi să calculezi. Noi avem o experiență noastră. Anul 2020 am avut două valuri și jumătate, în 2021 am mai avut un val, acum ne pregătim de valul 4. Deci este clar că acest microorganism nu și-a ieșit încă din matca lui și ca atare nu va trece rapid la culcare. Uitați, asta e știrea pe care am discutat-o ieri, stimați telespectatori, când vă prefațam prezența profesorului Cercel în emisiune. Virusologii din Olanda spun, asta e presa belgiană de limbă franceză, iată și traducerea instantanee, virusologii olandezi avertizează, varianta Delta se răspândește și prin intermediul persoanelor vaccinate. Spitalele olandeze au înregistrat o creștere bruscă a procentului de angajați complet vaccinați, fix ce a comentat profesorul Cercel acum 10 minute, care au fost testați pozitiv pentru coronavirus. Acest lucru se explică prin contagiozitatea variantei Delta. Și prin lipsa măsurilor de protecție personală. Foarte tare. Acum vă mai țin agățați un pic, stimați telespectatori, până să mergem la valul 4 și nemernic asta de Delta în România în toamna asta. Cum vede profesorul Cercel situația și ce părere, că nu dă sfaturi, ce părere are că ar fi bine să facem? Înainte de asta, în schimb, vreau să fac o discuție de un minut, două, pe o temă puțin atipică, dar care este extrem, extrem de importantă. Am avut o știre, nu l-am găsit, era prins în acea zi, domnul profesor, am aflat de la echipa domniei sale, mi s-a transmis, nu poate vorbi Tudore cu tine, dar am vorbit ulterior. Pe planetă, știrea era așa, domnule profesor, pe planetă s-a ajuns într-o fază foarte avansată, fac o paranteză. Institutul Balș este una dintre unitățile cele mai bine plasate în Europa, în ceea ce înseamnă, pe planul global, pe planul planetei, ca să mă exprim așa, în acea poveste de contracarare a acestor viruși, cum este COVID-ul, prin povestea cu monoclonalii. O să vă spun imediat, domnul profesor, la ce se referă. Dar nu o să discut acum despre asta.
Știrea era că în domeniul oncologic, anticorpii monoclonali, această variantă super tehnologizată și de ultimă oră pe planetă, dă roade, atenție, să ridică părul pe mine, dă roade din ce în ce mai dădătoare de speranțe și pentru cei aflați în groapa aia în care e groapa energetică a organismului în care poți să faci cancer, dar și pentru cei care speră să nu facă niciodată. Cum e cu monoclonalii în lupta împotriva cancerului, domnule profesor Cercel? Monoclonalii reprezintă o realitate. În momentul de față se identifică țintele acestor celule neoplazice, deci celule canceroase, și față de aceste ținte se creează anticorpi monoclonali care se duc țintit și distrug celula respectivă. Tehnologia este atât de bine pusă la punct încât în momentul de față chiar se discută dacă vom ajunge să avem, să spunem așa, generici, adică la anticorpii monoclonali deja sintetizați și care au patent, ei se poate fi produși și de alții care nu au patent asupra lor. Dar acești anticorpii monoclonali reprezintă ceva mic în medicină în momentul de față comparativ cu terapia genică. O terapie genică care este extraordinar de scumpă, vorbim undeva la o cură, pentru că e vorba de o singură administrare a unei gene care să spună organismul înapoi în funcțiune așa cum trebuie și care ar costa undeva la $1.5-2 milioane odată. Evident că noi trebuie să ne pregătim pentru această terapie genică care va să vină și știm deja că în fiecare an undeva între 5 și 10 astfel de terapii genice sunt puse la punct la nivel planetar. Ori, dacă vrem să ne imaginăm un alt sistem de sănătate în România, va trebui să luăm în calcul toate potențialele terapii, atât cu anticorpi monoclonali, cât și terapiile genice. Iertați-mă să înțeleg și eu, sunt convins ca și mine, sunt mulți care au încă dubii după ce au auzit spusele dumneavoastră. Această terapie despre care ați vorbit este o terapie asta de $1.5 milioane, care vindecă în caz oncologic, vindecă un cancer sau care este profilactică? Vindecă. Pentru că noi, în momentul în care dezvoltăm o anumită afecțiune, avem o anumită tulburare sau o anumită zonă în care genele noastre nu sunt reglate cum trebuie. O terapie genică vine cu niște foarfeci, taie la nivelul genomului nostru zona care este afectată și o înlocuiește cu altă genă nou-nouță care funcționează absolut în parametri. Care este, și toți se resetează. Care este rata de succes a acestui tratament revoluționar despre care, sincer, eu n-am auzit, dar asta nu e în cultura mea de vină? Este cam de 100%. Domnul profesor, acum lăsând că nu e niciun act teatral ce fac, mă uit în ochii dumneavoastră așa prin intermediul tehnicii. Adică nu ai să spuneți că s-a găsit leacul, chiar dacă e foarte scump, s-a găsit leacul la cancer? Nu s-a găsit leacul la cancer, nu înțelegeți găsit. Pentru fiecare tip de cancer trebuie identificată țita respectivă. Fiecare își face cancerul lui. Am înțeles. Ultima întrebare pe capitolul ăsta. Sunteți implicați voi cei de la Balș în această bătălie planetară pentru, pe bază de anticorpi monoclonali, de reducerea dramei pe care oncologic o produce această mutație la nivelul mutație genetică la nivelul celulei, adică cancerul? Nu pentru cancer, nu, dar anticorpi monoclonali pentru SARS-CoV-2, da, am fost implicați prin studiile pe care le-am făcut și Institutul Matei Balș a fost singura instituție la un moment dat din Europa care era în studiu cu anticorpi monoclonali, adică o terapie de excepție. Vă spun eu, oameni buni, rezultate incredibile cu Statele Unite, rezultate incredibile cu Coreea de Sud și acum americanii au colaborat cu Balșu atât de bine încât sunt în a treia etapă, în Europa sunt puține. E modest și nu înțeleg de ce, dar vă spun pentru că eu știu din interiorul echipei, unde am prieteni suficient de mulți echipei domnului profesor, acum pentru a doua oară Statele Unite colaborează cu Matei Balș în domeniul luptei împotriva COVID cu acest tratament revoluționar numit anticorpi monoclonali. Vă întreb acum, pandemia marca Delta în România
nemernicia asta cu care suntem amenințați precum sabia lui Damocles toată ziua, valul 4. Când, cu ce efect, cu ce intensitate și care va fi diferența dacă va exista această nouă etapă, care va fi diferența față de ce am trăit anul trecut? Valul 4 a început. Ca să ne lămurim. Nu e nicio scofală. El se va amplifica și undeva foarte probabil că sfârșit de august sau a doua parte a lui septembrie vom fi pe culmile acestui val. Ce înseamnă asta? Înseamnă că lumea trebuie să înțeleagă că această pandemie nu s-a terminat, că această formă Delta de virus există pe teritoriul României, că am înregistrat mai multe focare cu Delta pe teritoriul României și să se uite foarte bine la cifrele care sunt arătate. De exemplu, în ultimele 3 zile, Bucureștiul este pe pantă ușor ascendentă. În fiecare zi a mai crescut numărul de cazuri cu 5, cu 10, 12. Și astăzi, dacă vă uitați în cifrele de astăzi, ele par mai puține la nivel național, dar București a săptat la 28, la care trebuie să mai adăugăm și Ilfov, pentru că tot în București se tratează. Și atât că ajungem undeva la peste 30 de cazuri din 78, numai la nivelul capitalei. Bine, dacă eu nu v-am întrebat ceva și aveți a face o precizare pe această temă, pe acest interviu, e momentul să o faceți. Îmi spuneați că ce părere am eu de lucrurile astea care se întâmplă. Părerea este una simplă. Lumea trebuie să înțeleagă că trebuie să poarte în continuare mască. Din păcate. Că trebuie să se spere în continuare pe mâini. Că nu trebuie să se plece la nas în momentul în care se plimbă pe stradă. Că trebuie să se vaccineze sau trebuie, mă rog, că bine ar fi să se vaccineze și că vaccinul, practic, vaccinul și cu masca sunt singurele ingrediente care ne pot scăpa mai repede de aceste valuri pandemice. Vă mulțumesc foarte mult. În exclusivitate pentru voi, oameni buni, a fost profesorul Adrian Străinu Cercel. Ne despărțim de domnia sa și ne îndreptăm către doi reprezentanți ai Parlamentului țării. Mare atenție, sunați-vă prietenii, vecinii și rudele. Vom discuta cu domniile lor două subiecte, zic eu, și triste. Bă, în primul rând triste, pentru că e vorba de plecatul copiilor din țară.